Data trecută am vorbit despre Lucian din Samosata și acum ne întoarcem cu câteva secole în urmă la Biblie, mai exact la Biblia iudaică, la Vechiul Testament. Facem un salt imens în urmă și avem 5 episoade în care vom vorbi despre Vechiul Testament. Și cred, răzvan, că ne vom face mulți adversari de tot felul, de obediențe, ca să zic așa. Unii ne vor reproșa că ne ocupăm de o carte obscurantistă. Există o categorie de oameni care sunt speriați de Biblie, au o atitudine superstițioasă care împiedică să citească Biblia considerând-o, cum spuneam obscurantistă. să mă gândesc de pildă la uh, Suzana Gâdea, care era ministrul culturii înainte de 89, pe vremea lui Ceaușescu și vorbea odată tata la Consiliul Uniunii Scriitorilor despre importanța de a publica din nou Biblia lui Șerban Cantacuzino, că se împlineau atunci a 300 de ani de la această mare traducere în istoria culturii românești. Și Suzana Gâdea l-a întrebat pe Constantin Țoiu, Țoiu era așa cu fundul în două luni și cu opoziția și cu puterea și îl întreabă pe Țoiu, care Biblie și nu știe ce să răspundă. Care Biblie? Aia religioasă? Da, da, vai maică! Așa sunt mulți și acum, da? care se sperie când aude uh, Biblie, un fel de spaimă superstițioasă, dar pe invers. Uh, după aia există ceilalți care nu citesc Biblia, uh, dar o venerează la biserică și atât. Da? Uh, da, ortodoxii foarte adesea sunt așa, Biblia e un obiect pe care îl pupă la biserică, dar de citit ioc. Și pe mai sunt, sigur, cei care citesc Biblia într-o perspectivă literalistă, totul e adevărat, e istoria sfântă, totul e așa cum scrie acolo, autorii sunt cei din tradiție, Tora scrisă de Moise, Ecleziastul scris de Solomon și nu poți să-i scozi din uh, ideile astea. Deci ne vom face foarte mulți adversari. Dar merită dusă această luptă, lupta dreaptă contra fobiilor de tot contra felul. Contra fobiilor de tot felul, da. Fobiile care înconjoară... Uh, iar să spun acest text, dar de fapt e vorba de o colecție de texte. Însă da, nu o carte. Însă și numele, care este la plural. Biblia e de fapt neutru plural, înseamnă cărțile. De asta vom folosi noi cinci episoade, sigur am fi putut să facem mult mai multe. Vrem să împărțim cât de cât lucrurile și bineînțeles o să începem vorbind despre Tora sau Pentateu, despre primele cinci cărți care în mod tradițional sunt atribuite lui Moise. În mod tradițional. Dar, sigur, noi vrem să avem o abordare uh, istorică, poate uneori filologică și, sigur, sensibilă la anumite noțiuni sau anumite întrebări teologice. Uh, și cred că ar fi util, de fapt, să vorbim un, un pic despre Biblie în ansamblu, ce este Biblia și cu ce se ocupa ea, sau ce Biblia iudaică. Uh, pentru că trebuie să avem o imagine greșită despre Biblie. Biblia nu e. Un trata de teologie, Biblia nu este o carte cu oameni perfect exemplari, morali, nu este plin de oameni care greșesc. Sunt texte de diverse stiluri literare, istorie, poezie, lirică, nuvele, romane sau Beletristică, da. Cu alte cuvinte. Mesajele sau lecțiile pe care putem să le uh, învățăm de aici, întotdeauna trebuie să fie uh, atente la contextul istoric, la contextul în care aceste texte sunt scrise și redactate. Pentru că însă și redactarea textelor are o lungă istorie la rândul lor și există discipline cât se poate de serioase care studiază așa ceva. Și de asta e bine că începem cu Tora, pentru că aici avem. Uh, uh, câteva școli de gândire foarte influente. Bun, când vorbim despre Tora, ne gândim la geneză sau creație, la exod sau ieșirea din Egipt, la uh, Levitic, Numer și Deuteronom. Uh, sigur, trebuit lui Moise am zis, dar de mult cititori au observat că n-aveau cum să fie scrise aceste cărți de Moise, cât timp Deuteronomul se încheie cu ideea că Moise a murit și nici până în ziua de astăzi mormântul său n-a fost descoperit. Evident că textul acesta nu putea fi scris. Să începem cu Geneza și apoi avem celelalte uh, patru cărți care vorbeze despre uh, Moise. Uh, evident că în Geneza sunt mituri pe care le găsim și în alte uh, tradiții, uh, cum este uh, Potopul, de pildă. Chiar Dar, creația. Creația, evident. Însă, dincolo de asta, cred că. Adică atunci când ai spus că preia niște teme din alte culturi, n-ai spus totul. Aici este unor defectul lecturilor axate prea mult pe istoria textelor pentru că au evident un sens spiritual foarte important. Geneza e o mare carte de înțelepciune și nu cred că trebuie luată ad literam. Da, parcursul lui Abraham probabil vorbește despre niște migrații care au avut loc de mult, de tot, ca să zic așa. Însă, dincolo de asta, Abraham de pildă este prin excelență patriarhul și eroul credinței. Dar în, deci revin la ce spuneam, sunt, e o carte de înțelepciune despre natura umană, despre faptul că între oameni există conflict, da? cu istoria începe cu o crimă, și anume Cain care îl omoară pe Abel. E o idee extraordinar de puternică și de admitere. Vedem cum, în Vechiul Testament, ideea rivalității între frați joacă un rol extrem de important. Avem rivalitatea dintre Cain și Abel, mai exact Cain care îl omoară pe Abel. Mai târziu vom avea pe Iacob și Esau. Da Și genul ăsta de rivalitate continuă și mai târziu în cărțile istorice. Da? E, o, e o idee foarte importantă pe care o găsim de pildă și în mitul lui Romulus și Remus. Aică sunt idei foarte importante despre om, despre societate, despre credință, și cred că a, aceste învățăminte sunt cu adevărat uh, importante. Sigur, e nevoie o, de, de o lectură critică și istorică, dar ea nu epuizează uh, importanța textului. E nevoie și de o lectură filozofică, uh, o lectură uh, teologică și, nu în ultimul rând, literară, pentru că uh, vorbim de un text uh, superb. Uh, acum, după ce am evocat creația, Adam, Eva, apoi Cain și Abel, potopul de care vorbeam mai devreme, sunt marile figuri ale patriarhilor, da, Abraham, Isaac și Iacob, și apoi povestea lui Iosif care ne spune cum au ajuns evreii în Egipt. Da? Și figurile patriarhilor spune: Și tu nu sunt exemplare. Abraham nu este exemplar. Abraham nu e fără prihană, este laș când ajunge cu Sara uh, în Egipt. Uh, Sara însăși nu este exemplară pentru că îi cere lui Abraham să o uh, alunge pe uh, Hagar, de pildă. Uh, sau uh, când îngerii îi promit uh, nașterea unui fiu, râde, nu crede lucrul ăsta. Isaac e de o pasivitate extraordinară, omul ăla nu face nimic. Uh, și uh, când face ceva bine, pentru că alții l-au uh, manipulat. Nevastă să-l manipulează. Dar Rebecca este o manipulatoare extraordinară. Iacob e un mare trombonist, este marele trickster din Geneza, este cumva echivalentul lui Ulise. Și cu toate astea, oamenii ăștia care nu sunt exemplari au fost aleși de Dumnezeu, sunt oameni care au o misiune. Abraham e tipul eroului care primește o misiune, ca Eneas de pildă. Da? Seamănă foarte mult cu Eneas, că pleacă dintr-un loc și ajunge într-un alt loc unde descendenții lor uh, vor avea un destin de dus mai departe. Ai ridicat o problemă esențială, chiar acum, la sfârșit, și anume alegerea, ideea de popor ales și ce înseamnă asta. Pentru că nu e deloc clar: poporul uh, israelit. Uh, iar nu este un popor exemplar de multe ori, așa cum... Din potrivă! Se întâmplă și cu padriar, Testament fi... ne spune în permanență cât de nasoi sunt, cum da. greșesc într-una și au o tendință spre rău și idolatrie. Deci a fi ales nu înseamnă neapărat că ești mai bun din naștere decât ceilalți. Ci înseamnă că Iahve a hotărât că există o misiune specială pe care acest popor o are de îndeplinit are un destin singular și, bineînțeles, Biblia în ansamblu descrie intervenția lui Dumnezeu în istorie cu toate consecințele pentru poporul israelit și pentru celelalte popoare care intră în contact cu israeliții. Revenind la Tora, poate că nu e de lipsit de interes să menționăm că pe lângă metoda comparativă, mai avem și metoda arheologică. Destul, sigur, este mai greu cu arheologia pentru că s-au păstra foarte puține urme, cel puțin în perioada asta. Mai târziu vor apărea mai multe dovezi. Așa cum mai avem și o ipoteză documentară care arată că uh, textul dorei poate fi descompus în, hai să zicem, patru surse, că asta e teza clasică. Uh, Dumnezeu este numit altfel, uh, imaginea este mai pun sau mai puțin antropomorfică, anumite surse se ocupă mai mult de lege, altele mai puțin. Și nu e doar un joc pentru învățare sau pur și simplu ceva sec pentru filoloși, ci asta ne dezvăluie ceva din esența textului. Și cred că un cititor atent trebuie să ocupe și de așa ceva. Acum, hai să mergem și la Exod, să menționăm Exod unde, iarăși, dovezile istorice sunt inexistente. Sunt inexistente, nu știm exact ce s-a întâmplat, cu siguranță nu la scara de acolo cea mai timpurie mențiune a Israelului este într-o stelă atribuită faraonului Merneptah, care e fiul lui Ramses al doilea, doar cum ar veni după Exod. Iar există un sens spiritual și e foarte important pentru că mai târziu când vor apărea legile poporului iudai, de multe ori, când este vorba de legi absolute, apodictice, când li se spune vreo că trebuie să aibă grijă de văduve, de orfan, de cei străini, motivația este pentru că și tu ai fost străin în țara Egiptului. Suferința pe care ai simțit trebuie să justifice tratamentul plin de compasiune, plin de grijă față de cel, față de cel vulnerabil. Ori, ăsta e mesajul important, mult mai important decât anumite circumstanțe de detalii istorice care ar putea să fie da, acesta, lupta nu fie împotriva adevărat. opresiunii. Faptul că situația inițială a poporului evreu este sclavia, este robia. Și e vorba de o eliberare de sclavie, dar o eliberare totodată de idolatrie. Pentru că în teologia. Vechiului Testament, în teologia Torei, de așa, cărților istorice, idolatria și robia merg mână în mână. Egiptul este prin excelență țara idolatriei și a robiei, a opresiunii. Și atunci ieșirea din Egipt este povestea eliberării și a formării poporului evreu. Când anume putem vorbi exact de existența unui popor evreu, fără îndoială mai târziu, secolele 11-10 aproximativ, okay. când efectiv se constituie un popor atestat arheologic. De atunci începe cu adevărat atestarea arheologică. Trebuie totuși spus că arheologia biblică a făcut niște progrese absolut colosale în ultimii 60 de ani. Și că multe lucruri au fost rediscutate și acum pot fi văzute într-o altă perspectivă. Acum, despre cărțile care l au pe Moise ca personaj principal, vreau să vorbim mai mult despre Exod, evident că e probabil. Cartea cea mai faimoasă, dar trebuie spus că Leviticul, de pildă, care plictisește pe foarte multă lume, e o piesă centrală, pentru că e vorba de un cod legislativ. Da, Moise este prezentat ca un legislator, așa cum avem și în Grecia sau în, la Roma legislatori inspirați de divinitate. Da? Și el, așa cum Licurg vine cu Marea Retră, inspirată de Zeul Apollo, tot așa Moise vine cu legile, nu e vorba doar de tabla legilor, da? e vorba de toată această legislație mozaică, esențială pe care o găsim în Levitic. Știu, lectura e plicticoasă pentru cititorul de astăzi, este extrem de importantă. Și sigur, un unele legislativ. legi nu nu mai pot fi aplicate, sau măcar aplicarea nu mai poate fi concepută. e vorba de sclavie, de vorba de omorârea unor oameni, dar aici trebuie spus un lucru pentru cei care cred că avem de-a face cu un cod primitiv care ar trebui pur și simplu abandonat. Corect este să citim în contextul istoric. Și dacă ne uităm la alte coduri, sigur, codul lui Hammurabi, care e mult mai vechi, ne uităm la hitiți, la asirieni, de fapt erau coduri mult mai dure Violenta, adică avem de a face cu limitarea violenței. De fapt, tortura, de pildă, nu mai este acceptată. Faimosul talion, da, ochi pentru ochi, adică doar atât, doar nu mai mult da. de atât. Viața umană are valoare, indiferent de pătura socială din care provi. Ori ăsta este un mare progres. Dacă privim cu atenție la uh, aceste cărți, o să vedem că uh, ele reprezintă uh, un mare pas în direcția care nouă ne convine acum, în a prețui viața umană, indiferent unde s-ar afla e. limitarea sclaviei. Sigur, nu este desfințată, dar este limitată, iarăși, ceva de neconceput uh, pentru asirieni, de pildă. Dar robii nu erau oameni în, în sens propriu. Uh. Să mai evocăm câteva momente din Tora. Iosif, care îi aduce pe ai lui în Egipt, pentru că era foame în Canaan. Iosif, care este ministrul prin excelență sau primul ministru prin excelență. Un, un înțelept, un interpret al viselor, un om de stat care dă dovadă de înțelepciune practică. Însă, cumva, el îi aduce Duce pe evrei acolo, sunt uh, 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 uh devin sclavi, devin robi uh, da, Ma, mai târziu pe care nu ne explică ne prea bine autorul, de aproend, ce s-a întâmplat cum de s-a schimbat cu totul politica faraonilor, aici sigur că există o mulțime de ipoteze posibile uh, probabil e vorba de dinastii diferite, dar lăsăm chestiunea asta deoparte, uh, foarte importantă este uh, opoziția dintre uh, faraon ca uh, prototip al tiraniei, și Moise, Profetul, Profetul Eliberator, uh, care, în mod foarte interesant, nu uh, vrea să aibă putere. El nu asumă puterea nu-și permanentizează sau mai exact nu-și transformă autoritatea în putere efectivă. Și asta iarăși mi se pare o idee extraordinară. Da? Eliberatorul care nu profită de această postură pentru a-și permanentiza puterea. Da? Apoi tot, tot, drumul prin deșert, sigur putem face glume proaste spunând, da, i-au trebuit 40 de ani. Sigur că asta trebuie interpretat simbolic da? Ce înseamnă exact trecerea prin deșert, da? această îndelungă purificare, această dificilă despărțire de uh, robie? Problema asta contrastului dintre putere și autoritate sau dintre putere pământească și autoritate divină, putere divină, va fi în, în, o contradicție, o poziție sau o complementaritate importantă pentru toată istoria. Vreau să și o să vedem când o să discutăm despre cărțile istorice și când o să vorbim despre profeți, cum uh, poporul israelit va, trebui, va trebui să găsească formule pentru a uh, împăca uh, cele două capete ale acestei dileme. Cățan, din păcate trebuie să ne oprim, vorbim numai câteva minute despre aceste cinci cărți fundamentale. Să nu uităm că evreii și acum citesc Tora pe tot parcursul unui an. Da, în fiecare sâmbătă, citesc uh, din Tora, comentează. Uh, noi ce am făcut aici a, a fost să uh, prezentăm câteva idei, uh, da? de anumite trebuie spus că autorul uh, de care te-ai ocupat în teza ta de doctorat, și anume Spinoza, uh, este uh, probabil omul care a uh, inițiat uh, cercetarea. Științifică a Bibliei. să nu înseamnă că avea el dreptate da, sau că a fost totul, primul în toate. Dar a inițiat sigur, pentru da. că el a fost modelul da. de la care s-au revendicat cei care mai târziu au. Studiat Biblia dintr-o perspectivă riguroasă, științifică, critică și istorică, lectură care, însă, nu este cât uși de puțin un obstacol pentru lectura spirituală, lectura filozofică a acestor cărți de o bogăție extraordinară. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.